Cum apreciați situația politică, stabilitatea în Republica Moldova la momentul actual, cu practic o jumătate de an înainte de alegerile prezidențiale? Stabilitatea este foarte precară. Primejdia destabilizării este foarte evidentă. Ne întrebăm cu toții dacă statul va avea mijloacele necesare ca să pună capăt acțiunilor Rusiei menite să destabilizeze Republica Moldova. Trebuie să ne întrebăm care sunt scopurile destabilizării Rusiei. Scopurile sunt, în primul rând, să nu permită Republicii Moldova să se apropie de Uniunea Europeană. Să transforme Republica Moldova într-un candidat neatrăgător pentru integrare în Uniunea Europeană. Neatrăgător din punctul de vedere al Uniunii Europene. De aceea, Rusia a trecut la o campanie fără precedent, subliniez acest lucru, fără precedent, de destabilizare în Republica Moldova, printr-o mulțime de grupări afiliate direct sau indirect Rusiei. Eu urmăresc situația din Republica Moldova de peste 30 de ani. Niciodată nu am avut o campanie de destabilizare atât de sistematică, atât de metodică, atât de diversificată cum avem astăzi din partea Rusiei. Rusia este neliniștită de faptul că Moldova are o guvernare pro-europeană și prin pro-europeană să înțelegem cum definim pro-european. Pro-european definim în modul următor. În interesul cetățenilor Republicii Moldova este să ne apropiem de Uniunea Europeană. Nu e vorba de o guvernare pro-europeană sau pro-occidentală. E vorba de o guvernare în favoarea cetățenilor. Și este evident că apropierea de Uniunea Europeană joacă în favoarea cetățenilor Republicii Moldova. Rusia este foarte neliniștită de faptul că Moldova are pentru prima dată în istoriei de independență o grupare care se apropie cu pași repezi și siguri de Uniunea Europeană. Rusia dorește să inverseze acest trend. Al doilea lucru care neliniștește Rusia este derusificarea treptată care are loc în Republica Moldova. Mai încet decât în Ucraina vecină, ce-i drept, dar această derusificare și câștigarea unei identități de stat și de națiune înaintează și Republica Moldova cu pași siguri, dacă nu cu pași repezi, cel puțin cu pași siguri. Rusia se teme că va pierde pentru totdeauna Republica Moldova din sfera ei de influență. De aceea Rusia face un efort disperat să inverseze trendurile existente în Republica Moldova.